În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Asemănase-va împărăția cerurilor cu un om care a sădit vie. Iubiți credincioși, una dintre cele mai dramatice comparații pe care Dumnezeu le-a făcut între ceea ce putem noi percepe și împărăția sa este aceea a lucrătorilor răi ai viei. În câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Matei ne spune că într-una din zile zisa Domnul pilda aceasta: se va asemăna împărăția cerurilor cu un om care a sădit vie. A făcut teasc, a împrejmuit-o cu gard și a dat-o pe mâna lucrătorilor și apoi el a mers departe. La vremea roadelor a poruncit slujitorilor săi să meargă să-și aducă partea sa de la lucrători. Dar lucrătorii, văzând că vin slujitorii, pe unul l-au bătut, pe altul l-au lovit și pe altul l-au omorât. Când s-au întors, cei care au mai rămas vii dintre slujitori și au povestit stăpânului, acesta a trimis pe alții și la fel s-a întâmplat, pe unul chiar l-au omorât cu pietre. În urma tuturor a spus stăpânul: voi trimite pe fiul meu și se vor rușina. Dar văzându-l de departe, lucrătorii au spus: iată vine moștenitorul, haideți să-l omorâm, să luăm noi moștenirea. Și Mântuitorul întreabă pe ucenicii care l-ascultau: oare ce va face slujitorul cu slujitorii săi, stăpânul viei aceleia? Și pe dată i-au răspuns ceea ce era firesc: pe cei răi cu rău îi va pierde și via o va da altora care să aducă roadă la vremea sa. Și Mântuitorul spune: așa va face. Dar nu vă aduceți aminte că este scris: piatra pe care ziditorii n-au băgat-o în seamă, aceea a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta. Și vă spun vouă că piatra aceea, pe cine va cădea, pe acela îl va spulbera. Iar cel care va cădea pe ea, acela se va risipi. Iubiți credincioși, veți spune că am mai ascultat de multe ori tot felul de comparații între împărăția cerurilor și ceea ce vedem noi în jur, comparații pe care Mântuitorul le-a făcut tocmai ca să ne apropie mai mult de ideea de împărăția lui Dumnezeu. Aici este atât de evidentă asemănarea cu soarta fiului omului care avea să se întâmple în Ierusalim, încât nu cred că mai este cazul să ne gândim că via este lumea, că slujitorii cei răi bântuiau și în vremea aceea și vor bântui întotdeauna, că nimeni nu se mai gândește să dea lui Dumnezeu ceea ce a primit de la Dumnezeu, măcar o parte din roade, că fiul omului este răsignit în fiecare zi de către fiecare dintre noi atunci când nu suntem recunoscători. E bine, cam așa stau lucrurile la prima vedere. Dar pentru că este cuvântul lui Dumnezeu scris și care va fi valoros până la sfârșitul veacurilor, cred că este mult mai mult decât aceasta. Astăzi am să mă concentrez puțin asupra unui alt aspect despre care n-am vorbit niciodată în cei, iată, aproape 23 de ani de preoție. Și anume, este vorba despre noi. Nu despre împărăția lui Dumnezeu departe de noi, ci de împărăția lui Dumnezeu din noi. Este vorba despre copilul din noi și am să vă vorbesc puțin despre piatra educației din noi. Atunci, haideți să redefinim această parabolă. Nu o vom schimba, ci o vom întoarce spre noi. Suntem mici și Dumnezeu ne-a dat viață. Asta înseamnă că ne-a dat ideea
de a cultiva o vie, adică un destin, adică dorința de a face ceva cu viața noastră. Și iată că dintr-o dată, poate că vă veți speria, dar din această pildă nu mai e vorba de Dumnezeu, ci e vorba despre noi. Noi suntem cei care am sădit vie. Și cum am făcut? Am dat-o slujitorilor, adică ne-am dus la școală, am învățat în familie, am învățat între neamuri. Toate simțurile noastre, să știți că sunt slujitorii care lucrează și în primul rând învață ei să lucreze, apoi suntem chemați la câte un examen. Ce înseamnă examen? Înseamnă să chemi toate simțurile, să le ceri partea care ți se cuvine. Pentru că ele sunt simțuri și trebuie să slujească ție. Și trimiți, ca la un examen, pe cei care au catalogul în mână. Și să o luăm pe rând. Ai slujitori în vie ochii? Înseamnă că poți să vezi că are via gard, că poți să vezi că vin cei care vor să le dai o parte din roade pentru stăpânire. Vezi pe vecinul în stânga, în dreapta, vezi dacă via pe care ești educat să o crești îi merge bine, dacă are apă, dacă a venit vremea roadelor, dacă nu cumva a intrat vreun dăunător în ea. Vezi. Bun. Și dacă vezi ce? Dacă nu iei măsuri după ce ai văzut, înseamnă că te vei asemăna cu cel care a trecut pe lângă cel căzut în mâinile tâlharilor, care a văzut și a trecut pe alături. Nu. Noi suntem acum chemați ca simțul acesta al vederii să-și dea o parte către cel care a investit în el. Și anume, noi suntem chemați să vedem lumea. Pentru că trebuie să cercetăm scripturile. Nu ne luăm acum după ceea ce nu scrie în scriptură, crede și nu cerceta. Nu, noi trebuie să cercetăm. Cercetăm cu ochii și atunci, la vremea roadelor, vederea este chemată tocmai să ne ajute, să ne spună că a venit vremea să-i dăm lui Dumnezeu o parte din ceea ce am slujit. Și anume, dacă îl vedem pe vecinul cu o leacă de invidie, să știți că invidia nu cred că este departe de cineva dintre noi, înseamnă că trebuie să ne cultivăm vederea astfel încât să vedem cele bune, să vedem în vecinul o concurență, în sensul bun al cuvântului, să vedem până unde se poate ajunge cu un anumit lucru pe care îl admirăm la el. Pentru că, în general, noi suntem invidioși pe ceea ce admirăm. Nu suntem invidioși până în cazul nimănui, asta e clar. Și atunci trebuie să educăm simțul vederii, să ajungem la posibilitatea de a-i da lui Dumnezeu înapoi, din ceea ce am văzut noi, partea frumoasă a lucrurilor. Așa cum v-am mai spus și altă dată. Vedem soarele de afară? Să-i dăm lui Dumnezeu înapoi bucuria și mulțumirea că ne-a lăsat un soare de care ne bucurăm nu numai noi, ci cei care vin departe la malul mării. Să vedem nu gunoaiele după jos, să vedem câtă lume a trecut pe lângă strada noastră și mai este ceva, câtă lume ne-a invidiat poziția pe care o ocupăm noi. Să știți că, după părerea mea, cea mai mare strădanie a omului ar trebui să se învârtă tocmai în aceea de a se face vrednic să fie invidiat. În momentul în care ajunge la situația asta, începe să vadă ce este bine. V-am zis, nu mai vede gunoiul, vede urmele lăsate de atâția și atâția invidioși pe el. Și începe să fie și mai vrednic de invidia celorlalți, în sensul bun al cuvântului, și începe să îi aducă lui Dumnezeu mulțumire din ceea ce a văzut. Pentru că dacă se poziționează pe partea cealaltă, să vadă numai mizeria pe care o lasă ceilalți, cu siguranță că asta înseamnă să o sândească pe fratele lui care a trecut pe stradă și a scăpat gunoaiele respective și să se asemene
cu slujitorii care la vremea roadelor au luat pe slujitorii stăpânitorului viei și i-au bătut, pe unul l-au omorât cu pietre și pe alții i-au speriat. Asta facem noi ori de câte ori osândim pe cel pe care nici măcar nu-l vedem. Că vai de el săracul ăla pe care îl vedem că scapă vreo hârtie pe jos, că s-a terminat. Nu l-a ajuns să o ridice. Apoi l-a ajuns să coboare până când să-l desfințezi. Ei, să știți că suntem chemați la a ne modifica anumite atitudini. Și trecem mai departe, la miros. Este încă un slujitor lăsat în via Domnului și trebuie să-și dea și el un tribut. Vine vremea roadelor și atunci ne cheamă Dumnezeu să dăm din ale mirosului. Și ce să dăm? O să spunem despre cutare că fumează? O să spunem despre cutare că cine știe ce s-a întâmplat cu el și nu are grijă de vecinii săi? O să spunem că vecinul ne afumă în postul de curând terminat al adormirii Maicii Domnului cu alte mirosuri decât era în desfășurătorul postului? N-am făcut nimic. Atunci îl judecăm și îl omorâm cu pietre. Asta facem. Din orice simț pe care îl avem, trebuie să selectăm ce îi dă lui Dumnezeu înapoi. Și mergem mai departe. Mergem cu pipăitul. Pipăitul, să știți că este simțul acesta tactil pe care, din păcate, nu-l folosim. Nu-l folosim pentru că nu credem în el. Poate nu credem în el pentru că nu l-am cultivat. Ia să îmbrățișați la nivelul cel mai sincer și cel mai dumnezeiesc cu putință și veți simți că pipăitul nu înseamnă numai a trece degetele prin părul cuiva sau pe obrazul cuiva. A-l pipăi pe cineva, a-l lua în brațe pe cineva, înseamnă a-l simți aproape și a-i vindeca tot ceea ce are el nevindecat. Asta înseamnă să nu ucizi pe cel de lângă tine care a venit să ducă la Dumnezeu mărturie că simțurile tale lucrează bine în via pe care i-a dat-o Dumnezeu, în viața aceasta. Și apoi putem să luăm toate celelalte lucruri la rând, dar aș vrea să mă opresc asupra unui lucru foarte interesant care mi-a sărit în ochi astăzi, și anume piatra aceea din capul unghiului. Acum să fi fost vorba numai de piatra aceea cu care a omorât pe cineva, că i-a dat în cap, că zice că pe unul l-a bătut, pe altul l-a ucis cu pietre. Sau să fie chiar piatra din capul unghiului pe care au dat-o de colo-colo ziditorii, orice ar fi, piatra aceea, să știți că este copilăria noastră. Este tot ceea ce n-au băgat nimeni în seamă. Sunt talanții noștri risipiți. Risipiți dintr-o prea multă părere de sine a părinților care nu ne-au lăsat să facem ceea ce simțeam noi că trebuie să facem. O dorință a profesorilor care au spus nu, tu trebuie să faci asta că n-am pe cine să trimit la olimpiadă și trebuie să te duci tu, că tu ești bun la toate. Înseamnă frustrarea noastră. Asta este piatra din capul unghiului, care stăruie, care nu ne lasă să dormim. Și ce trebuie să facem? Trebuie neapărat ca măcar atunci când avem posibilitatea de a da din ceea ce avem, să mărturisim pentru noi înșine neputința copilului care plânge în noi încă. Poate că am ajuns la o vârstă la care putem să ignorăm sfaturile celor din jur, în sensul bun al cuvântului. Poate am ajuns la o vreme la care putem să demonstrăm părinților că noi avem drumul nostru și trebuie să fim lăsați să mergem pe el, că vom da un randament mult mai bun
în altă zonă decât ne-au pregătit ei să ne ducem, să le mulțumim frumos pentru intenția bună pe care au avut-o cu noi, să le dăm de înțeles că știm că au făcut eforturi ca noi să nu ne simțim bine, dar nu pentru asta au făcut ei eforturi. Și trebuie să întoarcem lucrurile spre noi și să ne întoarcem către copilul din noi și să ne întrebăm sincer: de ce mi-e frică de întuneric? De ce? Pentru că nu am fost niciodată învățat că orice teamă se învinge prin ea însăși. Orice teamă de întuneric se învinge nu la lumină, ci în întuneric. Vă mai aduc aminte de cel care, venind acasă, în momentul în care a apăsat întrerupătorul, s-a luat lumina în toată casa și în același moment a scăpat cheile de mână și omul a început să le caute. A căutat ce a căutat și când se uită pe fereastră își dă seama că afară luminatul public era în funcțiune și a zis: măi, să poate, vă duc să le caut acolo unde e lumină. Și a venit un vecin și zice: ce cauți, vecine? Cheile. Au căutat împreună, au suplimentat cu farurile de la mașină o lumină acolo, au căutat și a întrebat vecinul până la urmă, îndrăzise, zice: vecine, dar zici și mie așa, măcar căutăm pe toată strada, dar măcar așa, cam în ce zonă le-ați pierdut? A, zice, nu, le-am pierdut în casă. Păi și de ce le căutăm pe stradă? Păi în casă e întuneric, aici e lumină. De-aia ne e frică de lumină, pentru că noi căutăm în altă parte vindecarea. În loc să o căutăm acolo unde ne doare, noi o căutăm de aiurea. Asta ce înseamnă? Că în fiecare moment ucidem în noi pe cel care a venit să ia roada vieții noastre și să o ducă la Dumnezeu ca să o înmagazineze acolo. Asta este marele sens al lucrătorilor viei. Pentru că lucrătorii viei, deși se spune în calendar lucrătorii răi ai viei, eu aș putea să vă spun că nu putem să spunem că erau toți răi, de vreme ce, după cuvântul celor care ascultau pilda, deci erau la prima mână de exegetică, au spus: ce va face slujitorul cu lucrătorii săi? Pe cei răi, cu răi va pierde și via o va da altor lucrători. Înseamnă că după lucrătorii răi trebuie să fie și lucrătorii buni. E drept că Mântuitorul nu și-a mai pierdut vremea să ne spună cum e cu lucrătorii buni, pentru că așteaptă de la noi să fim lucrătorii buni, adică lucrătorii care să nu omoare pe celălalt, ci să-l ajute și să-i dea tot ceea ce trebuie să-i dea. Din tot ceea ce am învățat când eram mici, acum când suntem mai măricei, să dăm esența lucrurilor. Dacă am învățat să cântăm, trebuie ca la vârsta asta la care am ajuns să dăm ceea ce este mai bun din cântare, o esență a cântării, care nu înseamnă să dărâmăm munții cu vocea noastră, nu, înseamnă să transmitem un mesaj. Asta este cântarea. Nu e să spargem geamurile Ateneului. Suntem chemați să șlefuim, adică să dăm zeciuiala noastră din via Domnului la care suntem lucrători, dacă vrem să fim lucrători buni. Dacă vrem să fim lucrători din ceilalți, când vedem că se apropie slujitorul, apoi tată, am scos o acută și au căzut 3 geamuri. Poate unul dintre ele o să cadă chiar să-i reteze gâtul celui care a venit să ia de la mine ceva. Și atunci mesajul mai poate să mai ajungă undeva, nu mai poate. Să mergem mai departe, poate că suntem chemați la o activitate didactică. Păi dacă suntem chemați la o activitate didactică, vă imaginați că la noi în vie, adică vie, tot ce am învățat și tot ceea ce viu în noi didactic, au trimis părinții și-au trimis copiii și bunicii și-au trimis nepoții. De ce? Ca să culeagă roadele, să culeagă cei mai buni din ceea ce știm noi să facem. Dacă vedem așa pe cel care stă în bancă și avem conștiința că trebuie să dăm ceea ce este mai bun
cu siguranță că vom da, pentru că vom găsi ce este bun în noi. Vom găsi întrebarea firească pentru un copil la 5-6 ani pe care nu l-a întrebat nici bunica, nu l-a întrebat nici tata, nu l-a întrebat nimeni, dacă vrea într-adevăr să deseneze sau să cânte sau să danseze. Nu, tată. El știe așa, că la dansuri îl duce unchiul cu tare, că la desen îl duce mătușa cu tare și la limba engleză nu mai știu cine. Dar nu l-a întrebat nimeni dacă vrea să facă lucrul ăsta. Și atunci, dacă vrei să fii un slujitor bun, didactic, în via școlii, măcar atât să-l întrebi. Măi copile, nu te supăra, hai că negociem noi cu mama, cu tata, ție, cam ce ți-ar place să faci? Știu că aici e o fixație de-a mea, am destui care, pe care îi deranjez de fiecare dată cu aceste situații, dar țin la așa ceva, pentru că asta mi se pare să fii slujitor bun în via Domnului. Să-l întreb pe celălalt dacă vrea într-adevăr să facă ceea ce și-a propus. Pentru că altfel, ceea ce nu face și este cultivat obligatoriu, devine piatra din capul unghiului, care este trimisă în capul vrăjmașului. Și ca să înțelegeți despre ce este vorba, de fapt asta este piatra, pietricica aceea din pantof, care îți roade și ciorapul și îți roade și călcâiul. Este frustrarea pe care, dacă nu scapi de ea, te urmărește toată viața și, dacă nu suntem atenți, ea ne poate strica orice faptă bună pe care o avem. De aceea, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a rânduit ca în duminica aceasta cu soare să ne aplecăm puțin asupra viei, nu de departe, să vedem gardul, să vedem teascul, să vedem turnul de veghe. Nu, ne-a chemat să vedem în noi ce este viu ca vie și ce fel de slujitori suntem noi care lucrăm pe dinăuntru nostru. Gândurile noastre sunt slujitorii în vie. Nu sunt trimiși de aiurea. Sunt gândurile noastre, sunt posibilitățile noastre și cu ele putem să îmbrățișăm pe cel care vine să ceară zeciuiala sau să omorâm, amăgindu-ne că dacă omorâm moștenitorul, cu siguranță că vom moșteni noi, nu copii. Noi trebuie să ne îmbunătățim moștenitorul, adică ADN-ul din noi, și trebuie să luptăm la marea finețe, cum zicea Părintele Asenie, Dumnezeu să-l odihnească, espri de finesse, tată, până când ajungem la despicarea Duhului de suflet, pentru că trebuie să lucrăm în via Domnului ca niște slujitori buni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.